Uș ordine redactat, uș ordine. Asta face de vieță o lună, două, trei, o jumătate de an. Importante, cât am oprit în sufletul meu această carte. Iată, doamna autoare, și este, știu, că o carte se mocnește. Ea încolțește în sufletul omului. Și așa mai departe. Și de acum, când ajungi la momentul de calografie rescrisă, de când asta e tot altceva. Dar, deci, ca să vă spun, această temă a mocnit în sufletul meu și în inima mea încă din anii studenției pe care era să vedem la facultate de istorie. Și nu zadar, pentru că am mai spus în mod de colegi care sunt cei de față, că bunelul meu pe mamă, Mihalache Moraru, a fost primar în satul de Pașa, primar numit de statul țării. El a făcut servicii militare în armata țarului la Sankt Petersburg, revoluția l-a prins acolo, și după că s-a început războiul civil, nu numai el, dar toți care erau de la periferiile Imperiului au lăsat autobanul și au venit acasă. Și aici, el venind acasă, sfatul țării, tu ești la Petersburg, acolo ai participat la evenimente revoluționare, înseamnă că ești unul nostru, l-a pus pe bani în satul Drucă, satul meu de Baște, și cu asta n-au greșit. Deci, un alt aspect. Taică meu, în perioada interbelică, a fost grănicer român, la pichetul de la Badului Vodă, la Nistru, și în timpul războiului a luptat în armata română, la fel. Deci, în familia noastră am crescut în acest spirit. Alte vorbe nu auzeam decât blesteme la adresa rușilor și comuniștilor și regimul comunist și când o să ducă rușii pe capul nostru, când o să ne unim din nou pe țară și pe departe. Deci asta a fost o premisă, zicem așa, spirituală pentru mine, că și de la bunelul meu care a fost primar, puțin l-am apucat, dar au rămas și niște documente din acele timpuri, au rămas și niște exemplare de gazetă, cu cont moldovenesc, organul statului țării și pe departe. Și când am ajuns, dacă mă să fiu conștient, când am ajuns, și ce e important, când m-am dus, dacă mă știu și la școală, absolvind școala medie și la facultate, când vedem ce ni se spunea despre sfatul țării, că e organ burgheză, moșeresc român, că e un organ antipopular, un organ... Dar inima mea clopotea în mine, băi. Și de atunci să fac ceva ca să anihilez toate ideologiei cei comuniste sovietice despre activitatea statului țării și mai departe. Și chiar profesorul meu, Alexandru Mașanu, primul președinte al Parlamentului Democratic de noi la Chișinău, după ce am dat jos comunismul, am adresat domnul, că nu domnul, tovarăș Mașanu atunci era. Iată ce lucrare de licență aș dori să scriu. Asta e lucrarea mea de licență. Lucrarea de licență. Și aș dori să văd ce mă sfătuiți, ce părere vedeți. Și, bă, Alexandre, bă, tu vrei la pușcărie, bă, tu vrei la pușcărie. Ți-am mai spus cuiva de intenția așa asta ta. Bă, în fiecare grup ești când așa de căcăturile, o să audă și așa, ai spert și facultate, o să te să matriculeze și ca să ai neprosent toată casa înainte. Deci că acumulează materialele, pregătește, așteaptă momentul, o să vină. Și în momentul acesta a răbufnit în 1988, când a început Mișcarea Națională în Basarabia. Am fost, nu numai eu, dar toți colegii mii de facultate, care, inclusiv și acela și Alexandru Boșanu, m-am bucurat că l-am auzit pe taică meu, profesorul meu de facultate, cu noi și el. Am răbufnit toți în Marea Adunare Națională și am pus chestiunea ieșirii Moldovei din Imperiul Sovietic Rus și proclamarea independenței ca prim pas spre unire, ceea ce din păcate nu s-a reușit. Și iată atunci am început să scriu această carte, am scris-o la început, de 98 am început să scriu de mână, terminând, documente avem, noi avem tot ce trebuie. După ce am terminat, am început să o dactilografiez cu alfabetul chirilic încă, pentru că nu mergea vorba de a... Și în sfârșit începe lupta pentru limba noastră română și alfabetul ei latin, un lupt în care m-am impus și eu. Și vreau să vă spun, de revenind la aceasta, că limba română, alfabetul latin, au fost drapelul nostru de luptă. Luptând pentru limba, alfabet și de fapt am luptat pentru independența și libertatea Moldovei. Și tot aceste obiective le-au avut și premergătorii noștri de la 1917. Dacă îmi permiți să citesc un mic pasaj din cuvântarea lui Ion Pelivan la ședința de constituire a statului țării. Deci nu toată cuvântarea că e mare, un mic pasaj. Deci,
se cam întunică, dar cred că nu se vede, dar pe cineva nu-i pot niște. La 8 trebuie să fie. Nu pot niște clar. Deci, ce spune Pilivan? Nu, nu mai mulțumită limbii, noi am trăit și numai mulțumită ei, noi vom trăi mai departe. Poporul nostru în trecut n-a avut altă mângâiere decât biserica. În vremea țarismului, de la... În vremea țarismului, el a fost nevoit să asculte serviciul divin în limbă străină, pe care nu înțelegea. Trebuie ca în toate satele moldovenești să se oficieze serviciul religios în limba moldovenească, adică limba română, de fapt. Până ieri, copiii noștri au fost nevoiți să învețe la școli în limba străină, cum s-a întâmplat și cu mine, adică se referă la el. Toți, de fapt, cum s-a întâmplat și cu mine. Ce fel de cultură se putea însuși în aceste școli? Sufletul nostru a fost educat într-un spirit străin poporului nostru. Dacă noi nu le vom învăța copiii noștri în limba română, zădarnice sunt toate principiile libertății. Numai prin școală română poporul nostru va putea fi scos din robie spre lumină și fericire. Deci iată care a fost importanța luptei pentru limbă și atunci, așa a fost și în perioada redeșteptării noastre în cadrul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, când am răbufnit toți, am mers la luptă pentru a obține independența, dar am făcut-o prin luptă pentru limbă, alfabet, pentru eminență și așa mai departe. Deci, fraților, acestea fiind spuse, ce să vă spun? Unirea a fost făcută la 1918, pentru că asta se vorbește de reunire, de unire și mai departe. Această unire nimeni n-a anulat-o până în ziua de astăzi. Actul unirii de la 1918 este valabil și astăzi. Unirea atunci a fost recunoscută de marile puteri ale timpului. Franța, Statele Unite ale Americii, Italia, ulterior și Germania, Marea Britanie și mai departe. Deci unirea a fost recunoscută, a fost efectuată. Ceea ce s-a numărat în 1940, prin ultimatumul care a avut loc de asta, asta a fost un act nelegitim care a contravenit și contravine și astăzi tuturor normelor dreptului internațional. Acest protocol de neagresiune de Germania, Stalin și Hitler, mai complet să zicem, a fost de mult recunoscut, neavenit și nu. Statele care l-au promovat, care l-au încheiat și l-au promovat de acum, nici ele nu există. Deci, practic, unirea este, există. Noi trebuie numai să mutăm sectorul, segmentul de frontieră. Hai să nu zicem la românii, că sună tot la urechi pentru șpanilor noștri. Segmentul de frontieră de pe, al Uniunii Europene, de pe râul Prut, să-l mutăm pe râul Nistru. Și mai mult trebuie nimic. Asta se poate făcut într-o noapte, să-i pune pe toți în fața faptului împlinit și nu o să zică nimeni nimic. Nu o să zică nimeni nimic, pentru că avem dreptul așa. Asta e dreptul nostru, istoric, așa mai departe. Deci, mă simt un răsfățat al destinului meu că mi-a dat cuget și har să fac această lucrare, care v-a spus că am oprit în sufletul meu ani de zile și mulțumită Domnului Popor și mulțumită dumneavoastră am adus-o la a doua viață, la reeditare, pentru că ea a fost editată în Chișinău în 1993. Când am început noi lupta pentru eliberare națională, primul lucru ce am făcut, am început să mă scriu cartea aceasta. I-am oprit în mine. Și în 92 am fost la război dintre Sinistre. Eu am luptat împotriva dușmanilor noștri, pe Nistru, o vară întreagă. Cartea era la editură și mă gândeam, Doamne, vreau să ajung sau vă? Și-a dat Dumnezeu și-am ajuns. În 93 a ieșit. Da? La a doua ediție. Deci vă mulțumesc, fraților. Dacă aveți dragoste și plăcere, pentru trecutul nostru trebuie să avem dragoste și plăcere de a-l studia, veniți, procurați-o, aveți pentru copii și nepoții și urmașii noastre, pentru că atâta timp vom dăinui cât ne vom cunoaște trecutul și vom ține la el și vom lupta pentru el. Încă o dată, venirea Sfântului de separatism, de autonomie și așa mai departe, pentru că aceasta este primul pas de... Thank you.
conducerea unei comunități, localități, unii, suntem o națiune cu cele mai frumoase și mai profunde rădăcini în istorie, națiunea română. Asta e. Și cuvântul Unirii pentru neamul nostru este un cuvânt sfânt, este însăși destinul istoric al poporului nostru. Cei mai îndepărtați rămoși noștri daci și aceia s-au unit sub sceptrul lui Burebista și ulterior Decebal. Apoi a urmat unirea lui Mihai Viteazu, apoi unirea, mișcarea pașoptistă, floarea integralității României, să-i pomenim, Alexandrii, Cogălnicianu, Alexandru Ioan Cuza, ăștia au făcut unirea la 40, adică mișcarea pașoptistă, revoluția la 48 și la 59 au finalizat cu unirea statelor române. Unirea nu o să facă moșii onoroată, zice personajul de Ion Creangă. Unirea trebuie să facă floarea națiunii, intelectualitate, oamenii intelectuali, oamenii care cunosc cine suntem, încotro mergem. Oamenii simpli au și ei dreptul la părere, la opinie, dar nu în așa probleme majore cum e, care poate să le soluționeze numai floarea unei națiuni. Deci vă mulțumesc pentru atenție, dragii mei. Vă doresc să fie sănătate, succes! Mulțumesc și noi! Mulțumesc și eu!